foarte mult și să insist pe partea aceasta cu poezia. Deci cred că sfatul cel mai bun pe care l-am primit astăzi este să citim poezie. Și o să vă ajut și eu. Fiindcă Sfântul Chiril, ocrotitorul bisericii noastre, este un sfânt de la care nu a rămas decât o poezie. Este tot ce a lăsat pe lângă alfabetul care poartă numele. Deci a lăsat litere și versuri. Și câteva versuri vor fi trecute pe troița pe care o vom vedea în curând înălțându-se acolo unde a fost troița cealaltă care nu avea cuvinte pe ea. Deci, dacă Sfântul nostru este un sfânt al poeziei, atunci cred că avem motiv suficient să citim și să ne minunăm de cuvintele acestea care ajung departe și dintr-o limbă în alta și de pe pământ la cer. Mulțumim! Eu aș vrea să închei